Situat chiar în inima Transilvaniei, județul Alba se poate mândri cu oamenii săi harnici, neînfricați și inimoși. Să fie ei așa din cauza granițelor fizice, care chiar au formă de inimă, sau să fie din cauza reliefului ba aspru și neîndurător ca o țară de piatră, ba blând, cald și generos ca o vale a abundenței, nimeni nu ne poate răspunde. Cert este că pe aceste plaiuri, istoria se trăiește la o altă intensitate și cu un alt puls, iar pe oamenii locului e tare greu să-i smulgi din rădăcinile lor adânc înfipte în trecutul și în solul calcaros. Uneori colțoși ca stânca, alteori domoli ca Mureșul, oamenii de aici de secole își duc viacul pe aceste meleaguri în deplină armonie cu natura, în frăție cu codrii, cei nesfârșiți altădată ai Transilvaniei, care au fost pentru ei și soră, și frate, și masă, și casă. Oamenii locului, de-a lungul timpului, au învățat că viața poate fi aspră uneori cu ei și atunci, cu atât mai vârtos, mai cu seamă, au învățat a prețui ceea ce are preț. Și nimic, dar nimic nu are mai mare preț pentru vânătorul transilvanian, scotocind grelele terenuri de munte, ori străbătând locuri greu de atins cu piciorul din pădurile uitate de lume în căutarea vânatului, decât copoiul ardelenesc. Din totdeauna neamuri au venit și au plecat, iar alte neamuri au venit și au rămas, dar ardealul cel veșnic iubitor și aici statornic, întocmai ca un tată bun, i-a făcut pe toți, fără deosebire până la urmă, după chipul său dârz, corect și muncitor. Tot așa au pățit și dobitoacele codrilor, oricele din curtea gospodarilor. Și pentru că ardelenii aveau nevoie de un câine la vânătoare, Dumnezeu le-a dăruit copoiul ardelenesc, însă în marea lui înțelepciune și responsabilitate nu li l-a oferit pe tavă, ci din aluatul cel mai bun și cu semințele cele mai bune i-a lăsat să și-l plămădească singuri după nevoie. Astfel plămădit fiind pentru a răspunde felului cum se face vânătoare în Transilvania, este singurul câine care răspunde tuturor nevoilor vânătorului transilvanian, poate găsi și stârni vânatul, apoi poate să-l gonească fără încetare până a-l aduce în bătaia puștii vânătorului, ori poate a-i lua urma dacă a fost rănit și a-l recupera fără pierderi. Și își face munca la fel ca orice ardelean adevărat, fără să obosească, fără să se plângă, și fără să se precupețească zi după zi, fără să-i pese de pericole, față în față cu fiarele codrilor. Iar pentru ca județul Alba, cum am mai spus, nu este altceva decât inima ardealului, din totdeauna popoiul ardelenesc a avut un loc fierbinte în inima oamenilor de aici. Așadar, încercăm acum, după măruntele noastre posibilități, să luăm urma a doar câtorva crescători de copoi ardelenești din județul nostru, Alba, de la care să aflăm mai multe despre această minunată rasă de câini de vânătoare și a cărui lătrat și chehnit pe urmă de vânat sperăm să-l auzim noi, cei care îl iubim, cel puțin atâta vreme cât vânătoarea va face parte din patrimoniul cultural al omenirii, iar Transilvania nu își va pierde de tot mândrețele de păduri care i-au adus altădată numele. Mulțumim și pe această cale locuitorilor din județul Alba, care iubesc copoiul ardelenesc, și Consiliului Județean Alba, care ne-a oferit sprijin până acum în demersurile noastre pentru promovarea acestei rase ca o entitate specifică Transilvaniei, ca o emblemă și o mândrie a județului nostru. Deci, în prezent, am două exemplare, un mascul și o femelă. Copoi ardelenesc cresc de peste 10 ani de zile. Copoi ardelenesc
cresc de aproximativ 4-5 ani. Fiind de vânătoare, cresc din 94 de când m-am făcut vânător. Însă mai mult brac german, cu părul frumos sau cu părul scurt. Astăzi am un număr de 3 exemplare de copoi ardeleneși maturi, două femele și un mascul și 11 pui care ieri au făcut o lună. Copoii ardeleneși cresc din 1981. Eram în anul 3 de liceu, un coleg de clasă mi-a făcut cadou un pui, tata lui fiind mare crescător de copoi și vânător, noi ca și copii mergeam gonaci și el, făcând liceul în Aiud, el era din Aiud și ne împărtășeam amintirile de vânătoare de duminica din foile sau în pauze. Și de aici mi-a apărut pasiunea asta pentru copoi, pentru că și noi aveam câini de mistreți foarte buni, dar nu erau de rasă și mie îmi trebuia neapărat un câine de rasă să fie și frumos. Cam de vreo 35-36 de ani. Am avut mai mult, acum a rămas un limite de 4 de păi, din 1991, la ora actuală nu mai am niciun exemplar, am crescut 3 generații de copoi. Toți au murit, primul au murit la 9 ani, al doilea la 11, al treilea au murit la 7 ani, au murit de mistreț în Domocoș. Au venit, eram în Domocoș în goană cu el, în desișul la mare, au găsit o scroafă cu purcei, am lătrat pe ea, au venit, m-au căutat. După ce m-au căutat, s-au dus în dărăt și au început să latre pe scroafă și eu eram îndesit și scroafa s-a luat după el. Și el a fugit la mine. În momentul când a fugit la mine, câinele s-a postat între mine și scroafă și atunci l-a luat scroafa în col și l-a omorât, l-a spintecat prin plămâni și ficat, s-a sacrificat pentru mine. Copoii ardelenesc îl cresc din jurul anilor 80, iar actualmente nu am decât un singur exemplar femele de copoi ardelenesc. Ei, pentru prima dată când sunt la un număr așa redus, pentru că între timp am îmbătrânit, condițiile de a mai practica vânătoarea așa de intens cum am practicat-o înainte sunt reduse și pe acest motiv am redus și numărul câinilor. Am crescut copoi ardelenesc pentru că de când mă știu sunt crescător de păsări și animale mici, animale de ornament. Umblând prin expoziții chinologice am întâlnit copoi ardelenesc și din dorința de a avea ceva care nu are toată lumea, am achiziționat primii copoi ardelenești din jurul anilor 80. Eu personal, undeva de prin anii 80 am început. Însă cred că atunci, cam undeva în 84, m-am afiliat la filiala chinologică în Cluj, dar având în vedere că la noi, pot să zic că e tradiție, pe moment nu am niciun. De ce? Întâmplarea a făcut că o cățărușă ce mi-am crescut ca să-mi devină reproducător, știm foarte bine că, cum sunt copoi, le place să meargă și s-a întâmplat că am deschis poarta, a ieșit în stradă și a fost lovit de mașină. A rămas pe loc. Masculul pe care l-am crescut, l-am menținut de reproducție și până la urmă reprezenta linia pe care am avut-o. A dispărut tot așa că a ieșit în grădină. Probabil că grădinile noastre unde stau comunică între ele și
probabil că s-a dus după vreo cățea în călduri. În schimb, contrar obiceiului, că întotdeauna cel târziu a doua zi, dar nu, ceea ce s-a întâmplat foarte rar, de data asta nu s-a mai întors. Poate că a pus cineva mâna pe ea, nu știu. Scopoi ardelenesc de aproximativ 32 de ani. La început dețineam un număr de 2, 3 și 4 exemplare. Momentan, în jur de 15. Este rasa noastră tradițională, care o avem din moș strămoș. Pentru mine este cea mai bună rasă la vânatul de mare, de exemplu Mistreț, în zona de Munte Urs. Un as extraordinar ce l-are, atât pe urma de sânge, cât și pe urma proaspătă. De când crez, n-am avut probleme niciodată cu ei, deci totdeauna am recuperat și vânatul rănit. N-a trebuit ca să aducem limier sau alte rase ca să recuperăm vânatul. Deci niciodată nu a fost problemă că nu l-am recuperat. Chiar și a doua zi am mers pe urma de sânge, l-am găsit, n-a fost nicio problemă. De nevoie. Am ales copoi ardelenesc de nevoie. Acum vreo 5 ani am primit pentru administrare un fond de vânătare și aveam nevoie pentru a putea vâna eficient pe el de câini pentru mistreți. Cunoșteam această rasă de multă vreme, dar niciodată nu am crescut eu. Am făcut căutări, cercetări și până la urmă am ajuns la concluzia că tot copoiul ardelenesc care e născut aici, e neauș, și băștinaș, se comportă cel mai bine, se adaptează cel mai bine la condițiile de mediu, de teren, e cel mai potrivit. Și așa am hotărât să cumpăr primul copoi ardelenesc. Din dorința de a avea câine de rasă, să nu mă duc la vânătoare cu un câine urât, să fie și câinele frumos. Dar pe urmă, deci mi-am dat seama diferența miros, rezistență la efort, în special mirosul. Miros ca și copoiul nu are niciun câine de vânătoare, părerea mea. Mirosul, agresivitatea față de vânat, mistreț și frumusețea. Copoiul e teren, cum la noi aici, dealurile astea și munte, cu câine de la micuț, ăla n-ai ce face, ăla mereu 100 de metri și se întoarce înapoi. Asta, într-un zi, dat de un porc, ăsta nu-l lasă pe noi. Mi-a plăcut foarte mult copoiul, ca formă de câine, ca ascultător, un câine foarte ascultător și foarte, foarte bun la vânătoare pentru mistreț. Și câinele, cum a fost temperamentul câinelui, cum am avut eu temperamentul la vânătoare, pasiunea pentru vânătoare, așa a avut și el pasiunea pentru copoi, pentru mistreț la vânătoare și numai la mistreț l-am folosit. L-am ales prima dată pentru unicitatea lui, pentru faptul că era redus ca număr de exemplare, erau foarte puțin, chiar unul singur am văzut într-o expoziție chinologică și doi pui aduși din zona Sighetul Marmației, iar ulterior, după ce mi-am achiziționat câini, am început să merg în expoziții de chinologice și toată lumea care se aduna în jurul meu mă întreba, dar de ce îl ții dacă nu ești vânător? Deci precizez că nu eram vânător la vremea respectivă, dar absolut în toate expozițiile în care am fost, apăreau vânători, după echipament păreau a fi vânători, studiau câinele și mă întreba, domnule, ești vânător? Nu. Atunci de ce ții câinele ăsta, de ce îl chinuiești, de ce îți bagi joc de el într-un final? Acesta a fost motivul pentru care am hotărât, după aproximativ 5 ani, să devin și vânător. Deci din dragoste pentru acest animal am prins eu dragoste de vânătoare sau am devenit vânător. Eu nu l-am ales. Efectiv, am crescut lângă el. Deci n-aș putea să spun, chiar am ajuns la un moment dat că numai copoi, păi hai să vedem și altceva. Deci
pentru mine a fost ceva absolut deci natural, ca la noi în curte să fie. Copoi ordelenez l-am ales pentru vânătoare, pentru că am considerat că se pretează cel mai bine în zona unde vânez eu. Deci, copoiul nostru ardelenesc este foarte rezistent în zonele noastre și față de multe rase, este, cred că, printre cei mai rezistenți când la vânătoare. Foarte ascultător. Nu lucrează în haită precum alții, că nu trebuie să ai 20 de copoi ca să poți vâna. Ajunge cu unul singur, fiecare își face treaba lui în fiecare parte, de nu rămâne loc necăutat. Nu este agresiv cu ceilalți scâni față de alte rase, să dau un exemplu, rasa terierilor, care sunt foarte agresivi față de copoi. Poți să-l folosești și ca câine de companie, ca și câine de vânătoare, că e păcat ca să ții un copoi în bloc, de exemplu, că e făcut pentru așa ceva, pentru vânătoare, că el asta, pentru asta a fost creat. Să-l vezi legat toată ziua într-un lanț acolo, el e făcut pentru vânătoare, trebuie scos, asta îi place, natura, tot timpul. Și copoiul are un singur stăpân, deci l-ai crescut de mic, l-ai ca și când ar fi fratele tău, deci nu te lasă la greu niciodată. Copoiul ardelenesc se diferențiază de alte rase de copoi, în primul rând prin rezistență și prin orientarea în teren, care el, pot să zic că e un maestru. De asemenea, prin caracter și prin felul lui de a vâna, prin caracterul lui independent. Este mult mai robust, un caracter mult mai puternic, rezistență mult mai mare, ambiție foarte mare și un caracter foarte puternic. Dacă nu strunești din timp, te strunește el. Scâini liniștiți, scâini de... care înțelege, nu scăprare, nu sunt... Ăsta unde s-a format el, ăla știe... Știe, ăsta e vânatul meu, cu ăsta mă duc, nu mă duc după ce iepuri și prostii și... Aici putea spune ca ascultător, că e foarte ascultător și foarte mult, foarte multe pasiune pune în vânătoare. Copoiul ardelenesc este asemănător cu alte rase de copoi. Ionel Pop scria că toată lumea își laudă copoii și au zeci de rase de copoi, iar noi, unicul copoi care îl avem, îl gulim și îl interzicem la vânătoare. El se diferențiază prin rusticitatea lui, prin robustețea lui, prin tenacitatea care o are și prin capacitatea lui de efort și rezistență la muncă, în teren. Aici aș putea să vă povestesc o chestie mai interesantă. Cum am spus că am crescut lângă copoi și sau copoii lângă noi, întotdeauna problema se punea când tata venea de la vânătoare și noi n-am fost cu el, că a adus câinii. Că mai rămâneau. Se întâmpla ca să fie fost pe un vânat rănit și atunci nu lăsau urma. Ei, tocmai aici e o valoare a copoii ardelenesc. Deci sunt câini de cursă lungă. Asta trebuie avut în primul rând în vedere. Nu am știut niciodată de ce foarte mulți străini, chiar înainte de 90, aici mă gândesc la greci, la italieni, veneau și voiau să cumpere câini. Acum, în ultima perioadă, când multă lume a dus în țară diverse rase de copoi, așa s-a ajuns și copoiul slovac, cu toate că copoiul slovac eu nu consider foarte departe de copoiul ardelenesc, pentru că după cunoștințele mele e tot copoiul ardelenesc, numai cu limier bavarez. Cât e de uniform, asta e altă întrebare. Bravo lor!
au apărut copoi italieni, au apărut copoi francezi. Aici aș putea pomeni chiar de Grand Gascon Saint-Jean sau Grand Bleu de Gascogne și așa mai departe, care efectiv în apropierea mea au fost încercați, văzuți la vânătoare ce pot, nu sunt pentru noi. Adevărul este că sunt create pentru alte stiluri și alte condiții de vânătoare. Face parte din categoria câinilor gonitori, de la noi face și treaba de hărțuială la vânatul mare, la care ne interesează pe noi, în deosebire la mistreț, urs. Și totodată el îl poți folosi și pentru urmărirea vânatului rănit. Deci îndeplinește mai multe condiții. Cea mai mare, acum să nu fac reclamă la județul Alba, dar eu zic că județul Alba e printre cele mai recunoscut județ și județele limitrofe, Brașovul, Hunedoara, Sibiu, deci în zona dealului la n-o să cresc copoii. Că s-au răspândit și tot de la noi, prin majoritatea ținuturilor țării, în rest. După cunoștințele mele, cele mai vechi și mai recunoscute zone pentru creșterea copoiului ardelenesc au fost Sietul Marmației, Maramureșul, Județul Alba și Bistrița. Apoi în Secuime, în Sibiu, Hunedoara, zona Brad, zona Deva. Acum se găsesc copoi ardelenești aproape peste tot, dar în special în Transilvania, de la Arad, la Timișoara, peste tot îi putem găsi. De la noi din România, acum 15 ani, zona Aiudului, Rămeț, mai nou, la munte, Brașov, Sibiu, Munții Sibiului, la noi s-a renunțat la copoi din cauza distanțelor foarte mari care le parcurge după hăituirea vânatului și fiind fondurile tot mai mici, s-au descendat în fonduri private, s-au micit fondurile, iasă câinele cu vânatul din fond și foarte rău îl recuperez. Copoiul mână mistrețul 6-7 ore, la care partida de vânătoare propriu-zis este ratată din cauza lipsei câinilor. De aceasta se prefera câinii mici care parcurg distanțe scurte, dar nu se compară cu eficiența copoiului la o partidă de vânătoare de mistreț. Cam aici era ardea la mine. Aici e zona cea mai grea. Zona de munte. Știu că cel mai mulți copoi în Ardea. În Ardea sunt cel mai mulți copoi. Pe ansamblu Ardealul, dar în zona Ardealului v-am spus și mai înainte că primul copoi ardelenesc înregistrat în cartea de origine și prezentat în expoziții a apărut la Turda, proprietar doamna Leorinț, iar următorii copoi care au putut fi arbitrați în expoziții și au primit calificative de reproducători, au fost achiziționați de la un crescător din Sighetul Marmației, domnul Nistor Petre, pe care, din câte am citit, îl recunosc și maghiarii că ar fi furnizor de material genetic chiar pentru ei. Deci pentru ce au achiziționat ei în România, Nistor Petre este pomenit ca furnizor de material genetic. Deci la Iud, domnul Tamaș Andrei a cumpărat un mascul pui de la Nistor Petre și din acel mascul cu câini autohtoni care mai existau în zona Aiudului, prin împerecheri repetate, s-a obținut poate cel mai numeros
număr de copoi dintr-o localitate din zona Ardealului? În principiu la Transilvania. Asta e, pentru că e cazul să nu facem politică, ci să știm că este o rasă creată efectiv în Transilvania, efectiv pentru condițiile noastre, pentru ceea ce avem nevoie. Sunt zone, să zicem, să nu ne lăudăm chiar cu județul Alba, deci să nu începem ca zona Bistrița, multe. Practic, dacă Maramureșului chiar Zalăul, chiar, deci, interesant este că aproape oriunde merge omul, dacă este atent, peste tot găsește. Zone recunoscute. În primul rând, hai să începem cu Alba. Mai departe avem prieteni crescători de copoi în zona Brad, Aiud, Cluj, Beliș, Bistrița, Arad, Maramureș și fiecare cu specificul de copoi, că parcă în fiecare zonă un pic de diferență între copoi, da? Fiecare făceau aceeași treabă. În primul rând e domnul Dan Teodor de la Războian, domnul Nițu Valea, domnul Puiu de la Iud, mulți și mulți, domnul Walter Droll, care a avut atâția copoi crescuți cu rezultate deosebite în expoziție și la ce s-au ținut cu câinii la antrenamente, pe urmă de sânge, la hăițuire, la fel de fel. Sunt mulți, foarte mulți crescători la noi în zonă, care iubesc această rasă. Sunt mulți cei pe care îi cunosc mai de departe sau mai de îndeaproape. Aș putea să fac aici un pomenit ca la înmormântare, sper să nu fie cazul. Aș începe cu cei mai apropiați și din punct de vedere geografic, cu cei din județul Alba, cu domnul Nițu, care e un crescător vechi de peste 30 de ani, domnul Laurean, familia Tamaș de la Iud, care a avut canisa Brucla, Țălnar, Vasile de la Aiud, Kiril, ar mai fi mulți pe care nu mi-aduc acum aminte, dar aș putea pomeni în mod deosebit pe familia Leorinț de la Turda, doamna Leorinț, care a fost o pasionată crescătoare și o mare iubitoare de copoi ardelenesc. Dacă nu mă înșel, chiar este un premiu care îi poartă numele oferit de AJVPS la concursurile de vânătoare. Prietenii de la Bistrița, Dumitru Cherhaț, Marius Măruțiu, Sporea cu familia și toți ceilalți. Din Aiud, Tomaș, care m-a inițiat pe mine, el mai are, nu știu, acum momentan, doi pare mi se are, nu. Sau nu mai are, nici nu știu, el era în zonă cel mai renumit. De la ei, cine are copoi, de la Tomaș avea. Și acum mai este la Valea de la Mesentea. Cunosc în Ungaria, de la Cașcamen, de unde am adus, Hamori, un renumit crescător de copoi din anii 70 și 80. Momentan nu mai știu nimic de el. Participa foarte mult la expoziții, lua numai locuri fruntașe. Educația de prin raza asta, o să-i la Mesentea, nici cel mai... O să-i fie la Gela și la Zato, de prin creștea mea. Tot din rasa asta de la noi. Trei cunosc. Pe Loții Laslo, pe Valea din așa și pe Tamaș. Pe bătrână, tatăl fără bătrână.
v-am precizat că după anii 80 am început să umblăm în expozițiile chinologice, care la vremea respectivă erau doar pentru arbitrarea caracterelor de rasă, și am început să cunoaștem amatori și pasionați de creșterea copoiului. Am început să înmulțim și am dat pui de copoi ardelenești în zona Hunedoara Deva, în special în Deva, în Bocșa Montană și în alte localități. Din cuiburile de copoi pe care le știu tradiționale, era un grup de creștere la Bistrița Năsăud, la Târgu Lăpuș. Cam astea erau zonele cele mai frecventate de copoi. Aici aș putea pomeni, așa din decursul timpului, de cursul anilor, pe cine am cunoscut, îi aduc omagiu să fie iertată doamna Lărinț și familia Lărinț din Turda. Ei au făcut mult, au umblat mult, au încercat să mediatizeze din copoiul. A fost familia Nistor din Sighetul Marmației, pentru că acolo erau mai mulți. Era Petru, care era inginer silvic, era frate-sul care era medic veterinar. Și ne-am cunoscut și ei, am fost chiar bine. Am putea pomeni câțiva crescători mai din, să zicem, din cu cine am avut eu de mai mult contact, să spun. A fost, de exemplu, la Bistrița, un paznic de vânătoare, Pișiu, așa cum îl chema. La Târgu Lăpuș am fost în aceeași timp și acolo era Filip, Zachei, Zacuariaș. Și după aceea, în decursul timpului, bineînțeles că am intrat în legătură cu cei din aici, din zona județului Alba, unde aș putea pomeni pe Nițu Varea, prin care am făcut cunoștință printr-un prieten foarte bun, care a plecat în Germania și el m-a chemat să văd un cățel la el și așa am intrat în contact. După aceea pe Ilu Țălnaru, cu care efectiv ne-am dus după ce am văzut cățelușa respectivă, și ne-am dus în Apuseni să luăm urma de ceea ce găsim acolo. Atunci a dus Pilu pe Mocana, o cățea, atenție, era o cățea roșie, masculul ăsta care a fost la Nițu Valea, asta a fost tricolor, deci cu alb. Iar cățelușa era roșie cu alb. La noi mulți mari chinologi, zici, în ghilimele, chiar arbitri, contestă albul. No, eu, prin discuțiile purtate cu vulpoi bătrâni în decursul timpului, inclusiv Cristo Petru mi-a spus la un moment dat că gândește-te, din moment ce are un punct alb undeva, imediat e depistabil, deci nu poți bracona cu el. Și asta era într-adevăr dezavantajat, dar eu sunt de părere că albul este foarte bine să... Nu că este foarte bine, întotdeauna am fost în el, așa erau și câinii bunicilor și îi conferă și un aspect, e plăcut, îi conferă, pot să zic așa, noblețe. Cel mai rezistent. Cel mai rezistent, după părerea mea, nu că-s crescătorul de copoi, ne-au zis că cel mai rezistent dintre rasele de vânătoare. Deci, vânez cu el, mai ales în sezonul mistreților, începând de la 1 august până în 15 februarie. Poate vânez și două săptămâni la rând, zi de zi, niciodată nu dă înapoi că nu vrea, te obosește el pe tine decât el să se obosească. Este foarte rezistent, este cel mai rezistent câine de vânătoare pe care îl cunosc.
e capabil să alerge toată ziua de dimineața până seara în zăpadă până în genunchi, să urmărească vânatul zeci de kilometri sau peste 100 de kilometri într-o zi și a doua zi să o ia de la început. Foarte rezistent. Cel mai rezistent. Haide, ăsta 24 din 24. Ăsta nu trebuie să se obosească, să pui joc cât mai mare. Ăsta, dacă îți da de vânat, ăsta nu mai lasă până ajunge la... Foarte rezistent. Foarte rezistent. Fuge până de dimineață până seara. Pe ăsta, pe al doilea câine, pe al doilea dax, că la mine tot a fost dax. Al doilea dax la o partidă de vânătoare de la Măhaci, de Mistreț, care am practicat-o într-o duminică de dimineață, a luat bota Petru, fie iertat că a murit, a rănit la braz o strofă. Și Dax s-a luat după ea și s-a dus până în sus în munții, până din o trecut de Buru, până în munte sus s-a dus, prin Moldovenești, în sus, prin Buru, până în munte. După 5 zile, dimineața l-am găsit la poartă, dimineața la 7. A venit și niciodată nu l-am dus pe jos, la fondul de vânătoare Mărăcean. Întotdeauna cu mașina mea. Dar el a știut să se întoarcă înapoi la casa. E deosebit de rezistent. Cineva zicea că e un câine bun, e foarte bun, dar străbă cal, dacă nu cumva și cal de schimb, ca să te ții după el. În primul rând, asta e cel mai important lucru, rezistența. Deci pe când vânătorul pușcaș în goană sau, de exemplu, în multe locuri, e atât de greu de... accesibil, de nici gonaci nu mai sunt, deci nu sunt gonaci, efectiv, nu merg pe... pentru că din cauza greutății terenului, fără în asemenea câine n-ai avea ce face. Și aici putem spune că sunt diferite tipuri, că unul mai înalt, unul mai... Un singur lucru e cel mai important, constituția anatomică, care să-i facă posibil pentru eforturi deosebite. Chiar foarte rezistent. Chiar foarte rezistent. În stare să gonească vânatul o zi întreagă. Deci el nu te lasă în pană cu început vânătoarea la ora 9 și să abandonezi în ora 2. Foarte ușor de întreținut, nu-i trebuie mâncăruri pregătite, mănâncă orice. Rezistent la frig, la căldură, la orice intemperii, deci nu trebuie ținut în apartament și acoperit cu 10 pături ca alte rase și să tremure și de astea. Foarte rezistent, foarte rezistent și ușor de întreținut, mănâncă orice, deci nu-i... Nu cred că este greu de întreținut, mai ales dacă ai un singur exemplar, cred că este destul de ușor. E un câine primitiv, nu e foarte pretențios cu mâncarea, nu e un câine de apartament care să aibă nevoie de condiții speciale. Așa cum am mai spus și de alte dăți, e foarte rezistent și la căldurile din timpul verilor și la frigul iernilor. Și din propria experiență pot să vă spun că mănâncă chiar mai puțin decât un brac german. Nu. Foarte ușor de întreținut. Mâncă orice. Nu-i pretențios la mâncare. Nu mâncă mult. În perioada sezonului de vânătoare trebuie hrănit mai bine. Perioada e bine vitaminizat, depune eforturi foarte mari. E bine să... În restul anului, ce rămâne de la masă? Un singur câine se poate ține foarte ușor. De la 2, 3, 4 în sus, trebuie să cumperi mâncare. Nu. Eu cred nici că anii mâncă și mâncă poșii. O păritură cu bostan și vara, cu cartofi, cu... O fi gelat, ce acolo din rogoasă. Mâncă odată trebuie. Nu carnivor, după... Foarte ușor de trecut, că vorba aia, cât îi dai de mâncare, atâta mâncă. Îi dai mult, mâncă mult, îi dai puțin, mâncă puțin. Numai trebuie multă grijă cu el.
Nu este greu de întreținut, este un câine rustic, rezistent la frig, la intemperii, rezistent chiar și pe vreme călduroasă, deci cred că pe lângă Pontator e singurul câine care lucrează pe caniculă. Nu este. Chiar putem spune că se satură cu jumătate cât ar mânca altă rasă de câine. Chiar știm că Piluțărnarul, de exemplu, a avut doi câini, tocmai roșia, cățea aceea roșie și pe care au montat-o cu masculul meu și a avut pe cela, ea a fost neagră, cu semne roșii. Atenție, ceea ce unde e foarte roșu e deja dubios, de asta poate următoarea întrebare. Care la un moment dat au dispărut, căzând, nu se știe prin ce evenimente, într-o groapă, la un CAP și acolo au rezistat 3 săptămâni fără un pic de hrană, fără apă. Ceea ce nu știu care atărasă ar fi fost în stare. Nu e un câine greu de întreținut cu puiul ordinez. Nu zic că comparativ cu bracul german sau alte rase se întreține chiar destul de ușor. Nu e pretențios la mâncare, un câine care să pretează la treaba asta destul de bine, nu? Are personalitatea lui, are un caracter independent, dar în același timp e și foarte ascultător și foarte atașat de stăpân. Este un câine cu multă personalitate, e un caracter independent. Nu aș putea spune că este foarte ușor de dresat, el fiind chiar prin natura lui un copoi, un câine de goană, un câine de hărțuială. Nu cred că poți să faci din el un câine care să stea la picior, de fapt nici nu pentru asta a fost creat, care să execute un număr de N comenzi, să fie deosebit de obedient. El are un alt stil de lucru în pădure, el e nevoit de multe ori să se descurce, de cele mai multe ori să se descurce de unul singur în pădure și la mare distanță de stăpân, de conducător, așa că nu poate fi decât un caracter puternic și independent. Deci un copoiul ardelenesc folosit la vânătoare este foarte ușor de dresat, prinde foarte repede, are un instinct. Deci în momentul când simte vânatul și este mistreț, nu-l mai poți strune. Poți să strigi după el cât o vrea, că nu-ți mai vine. Până nu se aude focul de armă și cade porcul, copoiul nu mai vine înapoi. Ăsta, dacă ai zis, nu-i voi acolo, să-mi toate de acolo. Eu, după ce văd a mei, care am crescut eu, acolo, nu știu altul, dar eu am văzut și ăla, eu văd, hai înapoi, treci în curte, tot ce vrea de treabă. Are multă personalitate și foarte ascultător. Dacă îmi puneați întrebarea asta înainte de a cunoaște tehnici de dresaj și tehnologie mai nouă apărută, aș fi spus că este un câine care nu se poate dresa. Ulterior mi-am dat seama că se poate și dresa la fel de bine ca orice câine. Doar că dresajul ăsta trebuie făcut înainte de a ajunge cu el în teren. Că după ce prinde pasiunea pentru vânătoare și pentru vânat, e destul de greu să-l mai stăpânești dacă nu are imprimată comanda de oprire sau făcută înainte de a ajunge cu el la pădure. Eu întotdeauna am spus că copoiul este câinele ciobănesc care mână vânatul. Trebuie să aibă personalitate. Fără personalitate, să ne gândim că fiind la kilometri, poate zeci de kilometri de stăpân, el știe să țină și de la distanța respectivă legătura. Chiar în caz se cu orientare excepțională în teren, cu toate că se întâmplă, și mai ales căței tineri.
care sunt și au fost scoși la vânătoare, că s-au pierdut. Asta s-a întâmplat o dată, de două ori, până s-au învățat. Mai degrabă un caracter mai independent. Cum să spun, el devine mai docil odată cu vârsta, ai putea spune, că noi ne pronunțăm în felul următor. Pe la vârsta de 7 ani, atunci poți colabora cu el, că zici că numai nu vorbește. Nu, nu. Deci nu-i câine de haită, nu lucrează în haită. De exemplu, am avut și 4 copoi și 5 copoi și acum mai la urmă am avut... Deci fiecare lucrau independent. A găsit unul dintre ei vânatul mare și a început să dea glas. Au mers și ceilalți să-l ajute. Dar în primul rând lucrează singur, independent. Nu trebuie în haită să-i duci. Deci poți și cu unul singur să faci vânătoare, nu-i nicio problemă. Prin definiție sau prin natura lui fiind un copoi, este un câine de haită, însă particularitatea lui nu putem compara cu câinii de haită din Occident. El se poate vâna în echipe de 2-3 exemplare, însă nu poate fi folosit în modul în care sunt folosiți copoii occidentali în haită numeroasă de 20-30 de exemplare. Părerea mea nu este un câine de haită. Cu un singur copoi se pot distra și 30-40 de vânători. Datorită nasului simte mistrețul la kilometri. Nu. Ăsta ori îți mulți, ăsta așa se măsărie. Poți să vină și cu unul, și cu patru, și cu... Și dacă vede că ăla, că ți-ai mai tine, să iasă să duc după o vulpe sau după ăsta, vede că treaba lor, nu se duce după... Nu. Câinii, toți câinii care i-am avut de ocopoi, toate generațiile au fost individuali. Am avut când amândoi erau în curte la mine, în același țarc stăteau amândoi, dar nu mergeau împreună. Fiecare era independent. Nici la lătrătură, la mistreț, nu se ducea unul la altul. Este un câine care preferă haita. Preferă haita, însă el atrage alți câini cu el la vânătoare, pentru că am văzut, fiind foarte puțin copoi în zonă, se foloseau metiși de toate felurile la vânătoarea de mistreți, dar la lătrătura unui copoi toată gașca se atașa și de aici trag concluzia că și lui îi place haita, dar și restul lor le place. Nu, este de haită, dar nu în sensul copoilor occidentali. Este un câine de haită, copoiul ordelenesc, în primul rând îi place haita, dar asta nu înseamnă că nu se folosește și la individual, sigur. Nu pot să fac diferența între mascul și femele, dar pentru mine amândoi sunt egali. Ideal pentru... Vânătoare depinde de zona în care vânăm. Dacă e la munte, normal că terenul fiind mai greu accesibil, trebuie mai mult. 4-5 copoi, să zicem așa, în zona mea de deal, cum am aici, deci vânesc cu 2 copoi, maxim 3 copoi, nu ne trebuie mai mult. Pentru o partidă de vânătoare, numărul ideal, după părerea și experiența mea, este un număr de 2-3. Cea mai reușită partidă de vânătoare pe care am avut-o a fost cu 2 femele și un mascul. Sigur că asta contează în funcție de suprafața terenului pe care se desfășoară ziua de vânătoare, de numărul de vânători, tipul de teren pe care
se întâmplă toate astea. Însă, după mine, numărul ideal este de 3 copoi la o partidă de vânătoare. Numărul ideal la o partidă de vânătoare depinde și de fond, de sime, pădure rară. Un singur copoi face față. E frumoasă vânătoarea cu mai mulți câini. Alt aspect are și sonor când latră 4-5 câini sau când latră unul. Dar aceeași treabă fac și cu unul ca cu 5. Să știți că, după mine, cam, într-o oferă să știți că cățelile mai agere ca tine. Mai... Nu. Cățelii la noi cam puțin, tot, majoritatea tot cam așa. Deci, cățelii le știți că produs, mai 4, 5, 6 și mai mult. Eu am preferat întotdeauna masculi, am preferat. 2-3 copoi la o partidă de vânătoare e suficient, să fie fondul cât de mare. Dacă e bun și învățat să mâine numai la mistreț, bate nu găsește. Când îi dai drumul în goană, începe goana, maxim un câine bun 10 minute, 15 minute trebuie să găsească. Dacă este în fond, în zona aia, în pădurea aia mistreț, îl găsește. Am preferat femelele de-a lungul timpului, deși am avut și masculi. Am preferat femelele considerându-le mult mai docile, mai atașate și prin fătări repetate, maturizarea se producea mult mai repede decât la mascul. Dacă pentru o femelă erau suficienți 3 ani în care să producă o maturizare și o fixare pe o anumită categorie de vânat, la un mascul poate că îi trebuiau 4-5. Și pe acest motiv am preferat femelele. Numărul ideal la o partidă de vânătoare depinde de teren, de câtă suprafață iei în calcul să faci vânătoarea. E clar că e suficient 1-2 copoi pe un traseu de goană. Dacă îți dau 3 trasee de goană, numărul se poate multiplica. Dacă e o goană scurtă, nu are rost să te duci cu 4-5 copoi. Se spune că femelele sunt mai docile. Dar n-aș spune că neapărat mascul sau femelă. Depinde. Acum număr, și cu 3-4 câini se poate lucra ca și cu 20. Acum, dar să nu le luăm cheful la celor la care vor să aducă și ne trezim la o partidă cu 25-30 de câini, ceea ce este aproape exclus. Dar să sperăm că odată, cândva, o să fie. La o partidă de vânătoare cu copoi ardelenesc, un foarte vechi vânător îmi spunea odată că se cea mai bine să pretează un grup de 3 copoi. Dar să folosesc și mai mulți și în... chiar și la individual, cum vă spuneam, Marineau. Eu, în general, am vânat cu mai mult cu masculi. Am avut și femele care au folosit la vânătoare. Dar între prietenii mei am avut care au folosit numai femeile la vânătoare. Deci, păreri împărțite și eu zic până la urmă că și unii și alții sunt valabili. Vânător din 1998. Cred că din acești ani, cred că n-am stat numai de 2 ore în ștan. În restul, mi-a plăcut goana, deci pentru mine satisfacția cea mai mare când auzi când le călatră, nu că să-l puști. Și cum eram mai mulți crescători acolo, normal că concurența e între noi acolo. Alu cine a lătrat primul, cine a găsit, care o hăituit mai bine care alea. Deci eu zic că ne rupem hainele, ne rupem astea. Dacă l-ai luat, nu să fii domn să stai în ștant, trebuie să umbli cu el ca să-l fie a tău, să-l știe câine are un singur stăpân. Stăpânul unui copoi ardelenesc, în primul rând, trebuie să fie o persoană echilibrată. Un caracter de ardelean, la fel ca și câinele, adică cu foarte mult calm, cu foarte multă stăpânire de sine, foarte multă răbdare și... De asemenea, o bună rezistență fizică.
Dacă nu are de la început, o va câștiga cu ajutorul cupoiului ardelenesc. De când mi-am cumpărat primul cupoi ardelenesc, viața mea ca vânător s-a schimbat. Nu am mai stat pe standuri așteptând ca alții să-mi mâne vânatul în fața puștii. De atunci doar în mod întâmplător sau accidentat. De atunci fac goană toate zilele de vânătoare, de dimineața până seara, împreună cu câinele. Am rupt multe perechi de cizme, am rupt multe cămăși, am scos spini din mâini și din picioare după 2-3 zile când ieșeau singuri afară. Eu cred că un cupoi ardelenesc este pentru gonaș, pentru cel care este cu care vânează împreună, cu care se caută, pe care se bazează și cu care face vânătoare. Cât știu, din auzite doar, eu nu am mai prins perioada respectivă, altădată se putea vâna cu cupoi ardelenesc în mod individual. Adică vânătorul își lua câinele, copoiul, mergea în terenul de vânătoare, îi dădea drumul pe o urmă de căprioară sau mistreț sau vulpe, pentru că în trecut se vâna absolut orice cu cupoi ardelenesc. Și nu avea altceva de făcut decât să aștepte până ce copoiul atât agonea vânatul în interiorul perimetrului unui teren de vânătoare, până când vânatul respectiv vrând nevrând trecea prin fața lui și nu avea altceva de făcut decât să îl împuște. Putem să o luăm și așa și așa. Gonașii nu prea se întâlnesc cu mistrețul dacă îl găsește și îl hăituiește. În cazul că e mistrețul rănit, spectacolul pentru gonaș. Deci au timp să stea lângă el, să vadă cum îl hărțuiește. În schimb, nefiind rănit sau fiind turmă și fuge turma, nu mai vede. Găsește înaintea gonașilor cu mult. Un câine obișnuit, un metis, Îl găsește aproape de goană, neavând nasul copoiului. Au timp gonașii să vadă cum reacționează câinii. Copoiul, în schimb, îl găsește înaintea goanei cu un kilometru. Nu mai apuci să ajungi la el, să vezi porcul, că se duce. Pleacă. Dacă e rănit, e altceva. Eu nu știu să stau în stand, să la nimic cu ei, să stau în stand. Și vă duc cu câinele doar două din ștani. Câinele care gola acolo știe, câinele te vă, ăsta-i stăpânul meu, acolo mă duc. Vă duc 10 km, duc să-l găsesc iar acolo. Dar ăla mă stă în ștani, îi dă drum la câinele lui. Meare până la cipul, câinele acolo. Ce e? Pentru mine, câinele copoi a fost pentru goană. Eu numai în goană am pușcat mistreț. Pe ștant eu n-am pușcat mistreț. Și toată viața mea de vânător, bineînțeles, cât am putut să umblu, am fost numai în goană cu câinele. Numai în goană. Și numai în goană am pușcat mistreț. Și copoiul și stăpânul sunt servanți pentru ceilalți participanți la vânătoare. Copoiul nu se poate folosi decât la vânătoare colectivă, deci de serviciile copoiului și a stăpânului care îl însoțește la vânătoare sau care îl crește și îl duce la vânătoare, beneficiază tot restul vânătorimii. Altă dată se vâna cu copoiul altfel. Deci noi l-am convertit, de când mistrețul a apărut în număr mai mare, noi l-am transformat dintr-un gonitor de excepție, care era folosit pentru vânatul mic, iepure, vulpe, mijlociu, poate și căprior. Poate pe vremea aia era admis să vâneze și căpriorul cu câine, noi l-am convertit la vânătoarea de mistreți. Dar înainte se vâna în grup restrâns sau vânătorul și câinele, care lua vulpea sau iepurile, îl conducea cu glas, vânătorul trebuia să aștepte cam în zona de unde au plecat, iar câinele, dacă nu-i pierdea urma,
obliga vânatul să întoarcă și în zona din unde eu plecam. Ei, știm că haitele de copoi pentru că erau ținut un număr mai mare în cursele celor abuți din vremuri. Aici ne putem întoarce bine în timp. A nobilimii sau așa. Dar n-aș putea spune că este a uneia sau a altuia. În principiu am și pomenit de ea că se poate vâna și în condiții foarte grele, unde poate și greutatea și înălțimea, de aici au fost și cele două tipuri, că unul mai mic, unul mai mare, unul cu picioarele mai scurte, unul cu picioarele mai lungi. În funcție de teren, în funcție de specia vânată. E un câine universal. Da, copoiul ordelenesc eu zic că se pretează la toate întrebările pe care le-a spus dumneavoastră aici, pentru că la început, așa l-am cunoscut eu copoiul ordelenesc din bătrâni, care spunea că se așează pe un scaunel, îi dă drumul la copoi, și plimbă vânatul prin față și în fața puștii până când are el posibilitatea să tragă. No, asta se referea mai degrabă atunci când îl foloseau la vânătoare de iepuri, căprior, vulpe, că și la vulpe s-au folosit foarte mult. Deci dacă nu puteai trage când îl trecea odată, el îl plimba de mai multe ori și prind vânatul având tendința asta de a-și folosi pumnele, el trecea de mai multe ori prin fața vânătorului. Deci acel vânător putea sta să vâneze de pe scaunel și de asta spun că se poate să se preteze și la vânătorul care stă în stand și la vânătorul care face gol. Procedat și sub forma asta. S-au pus vânătorii în standuri și s-au dat drumul la câini direct de pe stand din puncte diferite. Și ei își fac treaba puțin. Acum se procedează stand și goană și de obicei copoiul trebuie să fie pe mâna celui care merge în goană. Deci cu copoiul ardenez ca și cu un copil. Îi dai vorbă bună, face totul. L-ai certat, deci nu e un câine care să-l basă alea, el își face serviciu. Numai că nu vorbește, atâta lipsă, nu-i trebuie biciu și să-l bați, din contră, dacă numai să zbier la el, de exemplu, la a mea, dacă să zbier la femeia mea de copoi, ce am acum, bă, nu mai merge toată ziua, să supără, deci trebuie vorbit frumos cu ea și ea își face treaba extraordinar de bine. Nici într-un caz copoiul ardelenesc nu suportă biciu. Cu un copoi ardelenesc trebuie să te porți ca și cu un tovarăș, ca și cu un partener, ca și cu un prieten. Trebuie să fii totodată și ferm pentru a ști tot timpul cine este conducătorul, însă nu merge cu asprimea, nu merge cu bătaia. Dacă ai face așa ceva, ai pierde un camarad. Nu răspunde la bătaie, la bici, dimpotrivă, e ca un copil, se supără, se întristează. El nu e un robot, e o ființă vie care poate să aibă trăiri la fel ca și stăpânul, poate să fie obosit, poate să fie necăjit sau poate să fie foarte harnic când tu te grăbești să pleci acasă de la vânătoare. Nici din greșeală nu suport așa ceva, niciun câine, niciun animal nu suportă biciu, dar trebuie să te corți cu el sever, să-l inițiezi din timp să te asculte dacă l-ai scăpat și apucă să crească, nu-l mai stăpânești. Trebuie să te porți sever cu el fără biciu. Deci, cu alte metode, nu-i trebuie bici, dar trebuie să fii sever cu el. Eu crede-mă că dacă mi-i vedeți-l pe ăla, nu. Ăla mai deștept ca mine. Eu dacă l-am supărat, numai ce v-ai zis? Ăla nu mai vine zoara.
Nu, să mă duc să dau el. Păi dacă i-am dat drumul în pădure în ziua aia, ăla păi nu găsește mistrița nu de la mine. Mă duc dimineața și vin noaptea acasă. Și eu rămân acolo undeva să duc și dă de alți când ia-l spuște. Să pușcă, să întâmplă, nu să limitează el, dacă nu și-a făcut meseria cât trebuie. Să duc și dă de alți acasă, vine noaptea la 12, dar vine acasă. Nu suport așa ceva. Copoiul Ardelenescu e un câine ascultător, un câine liniștit și nu trebuie să-l biciuiești ca să meargă în oameni. Nu, nu. Copoiul Ardelenescu nu este un câine care să respecte o disciplină de haită. El trebuie dus în teren, lansat în zona unde se exprimă că ar găsi, ar fi găsit urmă, și de acolo încolo își face numărul de unul singur. El se poate lansa efectiv și e pe ștand. Deci chiar toți proprietarii de câini ar putea să ocupe poziție de ștand și să dea drumul câinilor, iar restul gonacilor să facă doar o linie care să împingă vânatul înspre linia ștandurilor. Dar în zona noastră vânătorii își însoțesc câinii pe gonă și în timp să stabilește o relație între câine și vânător. Deci, odată ajuns la un câine care a reperat un mistreț și pe care îl hărțuiește într-un dese, dacă ajunge vânătorul și îl împușcă, el va ști de acolo încolo că asta trebuie să facă. Să latre până ajunge stăpânul la el. Dacă a plecat și animalul merge spre linia ștandurilor, va ști că trebuie să îl conducă până după focurile de armă, auzite pe linia ștandurilor, eventual, dacă e rănit, să continue urmărirea. Niciodată nu se poți ridica un bici la un copoi ardelenesc. Nu ai nevoie de așa ceva, în primul rând, pentru că sânge, încă chiar ajungi să nu știi cum să-l ții înapoi, nu că să-l gonești să meargă. Deci, chiar din cele mai multe cazuri, asta s-a ridicat și asta s-a reproșat cel mai mult. Că merge de nu mai știe să se oprească. Am văzut și eu copoi mânați cu biciu sau restricționați cu biciu, dar la copoi eu nu cred că se pretează la așa ceva. El e un câine mai independent, lucrează la distanță foarte mare. Nu se pretează. Copoiul ardelenesc, deci cum am zis, lucrează singur, foarte bine. În haită, de exemplu, unde merge toți pentru unul, unul pentru toți. Aici e diferit la copoiul ardelenesc. Rămâne singur, nu se pierde, întotdeauna se întoarce înapoi de unde a plecat. Recomandarea mea îi, dacă mergeți cu mașina, să l-ați gestat de unde l-ați lăsat, dacă ați fost pe jos, stați liniștiți acasă, că de acolo vine și de la peste poate 50 de kilometri, că se întoarce înapoi. În cazul că nu pățește ceva, bineînțeles, pe drum, să-l prindă cineva sau să... De obicei nu stă. Absolut, un copoi ardelenesc este mult mai inteligent decât un copoi de haită și cred că asta se datorează faptului că de-a lungul timpului a fost mult mai aproape de om, de lider, de conducător. Socializarea îndelungată l-a făcut să împrumute din caracterul stăpânului, la fel modul de lucru, felul în care se face vânătoare la noi în Ardeal, obligându-l ca de multe ori să ia singur hotărâri, să ia singur decizii de parte de stăpân. Și toate astea cred că îi dau o notă de inteligență. Sigur, este mai inteligent. Într-o haită este unul care conduce haita, care găsește vânatul, ceilalți sunt ajutători. Copoiul singur, dacă astăzi este un copoi, aceeași treabă face, mâine te duci cu alt copoi, exact aceeași treabă. În schimb, la haită, dacă nu duci câinele conducătorul haitei, ceilalți nu faci nimic cu ei. Și normal că ești știu, ai învățat haita, ai haita și ăsta singur. Nu... Să-l mâi eu să caute vânatul. Asta pe cont propriu se duce și vede treaba lui.
El mai mult împreună cu stăpânul vânează. Cu stăpânul vânează. Nu suportă să-l dai să meargă alții cu el. Tu l-ai crescut, tu i-ai dat de mâncare, cu tine i-a plăcut ca să mergi să vânezi, să meargă să vânezi. Și la vânătoare, în partida de vânători, întotdeauna când găsește vânatul, vine și te caută. Te caută și te cheamă să te duci acolo de vânat. Copoiul ardelenesc este un câine care nu lucrează în imediata vecinătatea stăpânului. Deci prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească e capacitatea de orientare în teren. Vânatul pe care îl urmărește, în special mistrețul, în speță mistrețul, este un vânat cu areal foarte mare. Deci odată scăpat din încercuire, el parcurge suprafețe de până la 30-40 de kilometri. Dacă copoiul urmărește pe toată această distanță, același traseu trebuie să-l parcurgă înapoi pe propria urmă, să-și găsească urma stăpânului și să-l caute până când îl găsește. Nu știu dacă haitele de copoi franțuzești sau englezești au această capacitate de a se orienta sau îi caută cu GPS-uri și cu tot felul de chestii. Asta zic eu că e un criteriu de bază care denotă inteligență. Nu aș putea să spun exact, dar dacă ne gândim la simplu fapt că unde sunt, știu eu, 12, 24, 30 de câini, să zicem, acolo e suficient să ai un câine conducător sau doi, maxim. Și restul ascultă și merg după el. În schimb, copoiul de foarte multe ori lucrează de capul lui. Și aici deja e diferență și asta cred că îți spune ceva. Nu știu cât e mai inteligent unul decât celălalt, dar copoiul nostru ardelenesc trebuie să fie un câine inteligent și asta a dovedit-o în timp. El vânează la o distanță foarte mare, la zeci de kilometri din punctul de unde i-ai dat drumul și atunci el trebuie să aibă o orientare sau să se întoarcă acasă din teren, că de unul acum mai modern merge la vânătoare cu mașina. Și el, săracul, de multe ori rămâne în teren și trebuie să puie aptitudinea asta la contribuție ca să ajungă acasă. De cele mai multe ori el ajunge, nu? Camaradul cel mai bun de vânătoare, copoiul ardelenesc. Deci trebuie să te porți cu el ca și cu un camarad de vânătoare. Deci etica vânătorească, asta e pentru noi. Deci trebuie exact ca cum te porți cu un om, trebuie să te porți și cu el. Nu să te areți că ești autoritar sau... Suntem egal câinele vânători. O relație de prietenie și de încredere. Totuși trebuie să se știe tot timpul cine este stăpânul și cine este câinele. La fel ca și într-o haită de câini, există un lider, el trebuie să te recunoască de lider. Atâta timp cât te recunoaște, lucrurile sunt clare și bine puse la punct, altfel încearcă să preia el comanda și inițiativa și atunci nu se întâmplă întotdeauna ceea ce dorește vânătorul. Dar cum am spus, relația trebuie să fie de absolută încredere și de prietenie. Relația între un copoi ardelenesc și un stăpân este ca între doi frați. Cum te porți cu el, așa se poartă și el cu tine. Dacă nu e relația bună între ei și îl ai bătut și l-ai sfădit, apoi să știi că nu mai faci treabă cu el. Să supără, să duci să pune jos, că acolo am avut și de el. Și până înainte, când era mai tânăr, nu știam, bă, vedeam că nu vă, el dacă vedea că nu găsește nimica, ia înapoi, nu era în teren, dar ce vreau cu ăsta, mă, el, după aia, îl trăsfădeam, ce îmi treabă, după aia nu. Dar uite, el, dacă îl lasă, îl vadă de treaba, el te duce, vede, nu-i bine să te poți să că sunt care sensibil la... Foarte bun, ascultător. Cum e caracterul stăpânului, așa și caracterul câinei. O echipă.
câine, stăpân, stăpân, câine, atâta timp cât stăpânul are suficientă inteligență încât să-și adapteze tehnica de vânătoare după aptitudinile câinelui. Invers e mai greu de făcut, să-l obligi să vâneze cum vrei tu. Tu trebuie să fii suficient de inteligent încât să-ți adaptezi tehnica de vânătoare după aptitudinile. Aici aș putea să spun că ca orice câine, ci stăpân. Dar copilul adrenalinesc în aceeași timp, după mine, nu suportă să fie dur, foarte dur. Trebuie să fii foarte consecvent în schimb. Și trebuie să anticipezi unele lucruri. Ai nevoie de o colarare bună. O operație apropiată, cum se spune. Copoi ardelenesc în funcție de cum îl crește, așa și lai, vorba aceea. Este învățat începând de la câmpie și până la munte. Recomandat în zona de munte și de deal, la câmpie lungi și mai nu așa terenuri pentru el. De preferabil terenurile mai cu mai întinse sau cu suprafețe mai mari, deci el are o chetă mai lungă de obicei, dar dacă îl înveți, poți să-l faci și de aproape, cum îl înveți așa la, de exemplu. No, depinde de om cum îl învață. Copoiul ardelenesc este deosebit de util pe suprafețele foarte mari și pe suprafețele grele, pe terenurile grele, specifice Transilvaniei, pădurile care erau nesfârșite odată, unde cu greu puteai pătrunde cu pasul, hățișurile unde cu greu sau poate niciodată nu poate ajunge piciorul de om. Copoiul ardelenesc acolo își arată pe deplin utilitatea, însă el poate fi folosit la fel de bine și la deal și la câmpie, în funcție de educația pe care o primește de mic și în funcție de felul cum este format. Nu cred că este util în țarcurile îngrădite, unde pe suprafețe foarte mici, unde nu-i văd utilitatea. Deci, părerea mea, țarcul este pentru distracție. Copoiul ardelenesc se poate folosi și la desime, foarte curajos, nu contează cât e de des, vede vânatul, nu-l vede, acționează la pădure deschisă, îl mână ore în șir, 6-7 ore mână un copoi, zonă de deal, de munte, pădure, desime, la orice. Același randament îl dă. Vedem, la deal, de munte. Lasă, n-ai ce căuta cu ăștia după mine, acolo ne scurg curul, vezi mistrețe că umblă în... Ăsta, nu e aici, la noi. La noi de aici și până în ponuri, e tăta nostru. Ăsta, acolo e plasele, nu la... Câți kilometri spunea? Două, ceva, 30 de kilometri. Întindere, nu... Că n-are baie ideal. Nu-mi place apoi să se ducă, numai când de-ați lasă bine acolo. Ca să se forjeze, nu... Poate fi folosit și la câmpie, și la deal, și pe suprafețe cât mai mari. Pentru că copoiul e un câine care îi place să umble, să alerge. Să alerge de dimineața până seara. Este un câine cu predilecție folosit în terenurile grele. Terenurile de deal, de munte. Știm că mistrețul nu stă în pădurea rară, stă în deseturi de nepătruns, în zone unde el știe că nu-l poate ataca nimeni, unde se poate apăra. Deci, un câine cu mult curaj, cu forță, cu rezistență. Nu știu dacă nu mă repet, dar am spus, cred că dintre rasele de câini, doar contatorii îl echivalează la rezistență și capacitatea de a lucra inclusiv pe căldură și capacitate mare de efort.
Nu-i întâmplător că copoiul ardenesc e copoiul ardenesc. Deci, la Transilvania știm foarte bine că este munți și preponderent și unde sunt așa zise focare sau dacă putem folosi acest, sau unde sunt menținut cât de cât, pentru că au avut și perioade grele, este partea mai muntoasă, mai grea, mai greu accesibilă. Acum fiecare cu configurația terenului, că în țară avem terenuri de munte, deal, deșes. Și în ultima vreme văd că e preferat chiar în toate zonele. Văd că el se adaptează și se pretează. Predominant ar fi la munte și în zonele greu accesibile, să-și consume energia pe care o are din plin. Părerea mea, nu cred că este zonă să nu poate fi folosit și de ce nu-i găsesc motivul ca să nu poate fi folosit. Deci merge oriunde și la orice. Așa cum am spus, nu-i văd utilitatea în țarcurile care sunt la modă acum, în țarcurile de vânătoare. Nu este bine să fie folosit. Poate fi folosit oriunde, însă unii gestionari de fonduri de vânătoare preferă ca, în special la câmpie și unde au un număr foarte mare de cervide, să nu folosească copoiul ardelenesc. De ce? Mai ales în perioada în care el își face ucenicia în tainele vânatului, fiind foarte tânăr și needucat, poate să deranjeze căpioarele sau ciutele, fugărindu-le câte puțin. Nu este bine să fie folosit la câmpie, unde cervidele multe, iepuri foarte mulți. Copoiul, dacă nu are mâinstreț în zonă, în preajmă, mână orice. Capre, iepuri, tot ce-i sare, dacă nu este mistreț. Dacă, în schimb, este un mistreț la un kilometru, poate să treacă capra, iepurele, nu mai e. Nu-i interesat, numai de mistreț. De asta, dacă nu este în fond mistreț, e bine să-l lași acasă. Nu știu, că la așa, ce să zic, la iepuri și la de-așa, nu cred că ăsta nu ține de iepuri și de capre și de-așa. Că știți că unde să pușcă o capre la copoi, ai gătat ea. Așa se strică câine. Un dosiș. Un dosișul unde e foarte riscant să-l tai, pentru că e un câine hărțuitor. Și ai risc oricând să fie tăiat, așa cum l-am avut pe ultimul copoi, a fost omorât de mistreț. Să fie folosit la vânătorile colective, unde șansele ca vânatul să iese din încercuire să fie cât mai reduse, să nu plece rănit, că altfel el îl urmărește până la epuizare. Eu cred că e destul de universal. Eu am văzut chiar copoi care aportau din apă. Se poate învăța. Până la urma urmei se poate. Am fost și acum la mondiale, am văzut că eu n-am fost niciodată adeptul dresajului sau acest stil de a folosi un copoi, dar inclusiv la pasaj sau la orice am văzut. E universal, pot să spun. Zone să nu fie folosit. El se poate folosi în toate zonele, dar atenție în zonele cu mult căprior, cervide în primul rând. Și acolo noi cum procedăm? Nu înseamnă că în terenurile de munte unde se folosește nu sunt cervide, trebuie folosit cât se poate de corect. El e tentat și de urma de căprior și de urma de cerb, dar în situația asta cel care îl conduce trebuie să fie atent zona unde este mistreț, urmele de mistreț și să eviți cât posibil să ia cerbul, pentru că el odată ce și-a luat urma de mistreț, se ocupă de treaba asta și își face serviciu.
Dacă se face vânătoare în termenii legii, dar nu toată ziua mergi cu el la hăituit și asta, că pentru asta e un câine hăituit, hărțuitor. Eu zic, îs de 10 ani pe acest fond, tot cu cupoi am vânat și nu am distrus, din contră, s-o amplificat, avem un număr mai mare de vânat și astea. Deci, vânătoarea în condiții normale, cu recoltări normale, nu-i nicio problemă ca să nu poți folosi copoiul. Un cupoi ardelenesc poate fi periculos pentru un teren de vânătoare, la fel cum un cuțit de bucătărie poate fi periculos dacă ajunge pe o mână criminală, să zic așa. Nici într-un caz nu este de vină câinele, ci numai stăpânul. Un cupoi ardelenesc, dacă este neîngrijit, flămânzit, lăsat liber, ca și orice câine, are tendința de a deveni un câine hoinar, un câine care se sălbăticește și care caută hrana în mod individual. Și atunci poate fi periculos pentru un teren de vânătoare, nasul lui fin îl ajută să scaneze de-a dreptul, să găsească orice vietate de pe teren. Poate fi foarte periculos într-un fond de vânătoare dacă este fără stăpân și needucat, vânează și prinde căprioara din fugă. Îl obosește până la epuizare, până se pune jos și o prinde. Păi câinile n-ar avea de ce. Dacă proprietarul îi dă drumul în teren, în ipuietul mic și ăsta, atunci săracul el poate că îi mai face proprietarul, el depinde de proprietarul, e vinovat, că îl îngrijește. Poi ardelenesc tânăr, încă neinstruit suficient, încă nefixat pe o anumită categorie de vânat, deci, repet, copoiul ardelenesc tânăr, lăsat la voia întâmplării, în perioade în care există puiet de cervide, poate fi stricat iremediabil dacă este lăsat în aceste perioade în pădure. Există riscul să prindă un pui neputincios și de acolo încolo fixația lui pentru așa ceva va fi greu de schimbat. Bineînțeles că proprietarul. Cu toate că aici a fost foarte multe controverse, chiar aici putem aminti pe și scriitor, chinolog destul de cunoscut, domnul Străvoiu, care pe vremuri câinii noștri au apărut și cărți unde a spus aproape aș putea să-l citez că cu toate că erau interziși copoii la vânătoare, la un moment dat, așa ziși metiși, inofensivi, legați în curțile oamenilor, erau în stare să găsească ultimul vânat și să-l ducă în fața cuștii. No. Dar asta, în primul rând, depinde de cine îl folosește, cum îl folosește. Aici iar intervine albul, oare de ce? Pentru că imediat era recunoscut. Câinele în niciun caz, proprietarul, pentru că nu-i condus. El oricând poate fi periculos dacă nu-i condus într-un mod cât se poate de corect. Poate înainte de 89 am auzit și eu din bătrân că s-ar fi pe timpuri că a fost interzis copoiul ardelenesc la vânătoare, din motive nu cunosc exact, poate din cauza că avea o chetă mai lungă, că ar fi prea mult hăituia vânatul, adică nu-l slăbește, mai ales dacă e rănit, nu-l lasă, într-un fel e bine, într-un fel, să zicem, poate și rău, depinde de ce părere au fiecare. Eu zic că e bine că nu-l lasă și îl putem recupera. În timpul nostru, deci numai din auzite, ce pot să vă spun că a fost interzis. Personal nu am prins aceste restricții, însă din auzite și din ce am mai citit, am înțeles că după perioada războiului,
când vânatul era foarte rar și gestionarii fondurilor de vânătoare încercau să populeze, să înmulțească vânatul, a fost considerat periculos. Tocmai din cauza proprietarilor sau celor care îl foloseau într-un mod nepotrivit, nu din vina lui. Însă au fost și zone unde fără el nu se putea face vânătoare, fără copăr de lănesc nu se putea ajunge în locurile unde stătea vânat, în special la munte, și așa cum nici CAP-urile nu au ajuns în toate locurile în țara românească, nici copuiul de lănesc nu a fost interzis peste tot. A fost tocmai din cauza asta, pentru, se zice, de copoi că hăituiește vânatul până la epuizare, asta așa și este, au fost restricții de Vreanu Ceaușescu, nu era voie să mergi cu copoi. Pe urmă, după Revoluție, nu s-au mai ținut cont de restricții. Dar în regimul Ceaușescu nu s-a dat voie cu copoi, cu rasă pură. Se mai mergea că nu se știa ce fel de câine îi, nimeni nu recunoștea că e copoi, dar se vână așa atunci, dar nu era voie. Eu de când am eu armă, nu știu aici, poate că în alte părți se supun, dar aici, la noi, în zonile astea de munte aici, nu se putea vâna ca altceva în afară de ăsta. Ăia micuță, iarna, iar tiriarea ce face, la în zăpada de o jumătate de metru, nu poate să meargă. Au fost restricții, că la noi numai cam prin 70-80 încoate nu a fost voie să vâneze cu copoi, restul a fost interzis să vâneze cu copoi. Eu nu am prins mult discutata restricție a copoiului ardelenesc. Știu că a fost interzis la vânătoare, dar după anii 80 se vorbea că este interzis, dar lumea îl folosea. În schimb, crescători mai vechi, pe care i-am pomenit aici, inclusiv ministrul Petre, îmi spunea că au fost nevoiți la vremea respectivă să metiseze copoiul cu diverse alte rase de câini, inclusiv cu ciobănesc, să-i schimbe culoarea ca să nu mai poată să fie acuzați că folosesc copoi la vânătoare. A fost restricție la vânătoare, din cât am citit în jurul anilor 60, descria calitățile lui vânătorești și după aceea descria cât e de dăunător vânatului. Păi tot așa ar fi și acum dăunător dacă el nu e întreținut de o persoană cu responsabilitate. Tot ce știu de la bunică, de la tata, că s-o vâna tot cu copoi, așa am crescut, așa am rămas învățat și acum. Și cred că tot așa o merge și mai departe. Acum se vânează, de când sunt eu vânător, în același mod, cu câini și cu gonași care trec prin pădure, încercând să mâne vânatul spre standurile vânătorilor. Altă dată, când se puteau face vânători individuale la mistreț sau la căprior, stăpânul copoiului ieșea cu el în teren, îi dădea drumul și aștepta până când el atâta fugărea vânatul până îl aducea în fața puștii. Mai devreme sau mai târziu. Din cunoștințele mele, cu copoi ardelenești la munte se vâna, pornea dimineața goana, ștandul închidea la 10 km, dădea drumul la copoi și pe la amiază, pe la 2, la 3, se întâlna cu copoiul și cu mistrețul vânătorii care se teau de dimineață până după masă. Acum, fiind păduri mici, ștanduri scurte, de la o pădure la alta, o oră, două, trei maxim. Deci asta e diferența. Vina de dimineața până seara. Acum se vânează mai puțin. Eu trebuie să vă spun, eu nu știu. Poate că pe vremuri, când era moșul, poate, sau osă, dar acum, eu nu știu. Poate vremuri vreau, 100 de ani, poate, dar
La noi nu fac nicio, nu știu așa. Tot așa? Tot așa, cum. Păi altădată boierii vânau cu copoii, nu. În haită cât mai mulți câini. Precizez că nu cunosc decât vânătoarea colectivă cu copoi ardelenesc. Cea individuală mi-o descrie foarte bine Ionel Pop în cartea sa Vânători, oameni și câini. Nu mai este folosit în asemenea condiții, întrucât toată lumea s-a axat pe vânătoarea mistrețului cu copoi ardelenesc. Mare diferență nu este. Deci cam noi putem spune că multă lume a spus, mai ales în lumea occidentală, că de occident de noi, că noi să fim fericiți că vânăm ca acum 100 de ani. Și la noi nu este atât de artificial încă. Altădată cu copoiul ardelenesc să vâna sub forma, cum v-a spus la început, la iepuri, vulpe, căprior, mistreț, pot să spun într-un cuvânt la tot ce mișcă. Pentru cine place copoiul, nu o să-l lase niciodată, să zic eu. Acum că s-au privatizat multe dintre fonduri, că sunt fonduri private și ele. De vânat, toată lumea trebuie să vâneze. Este o anumită cotă de recoltă pe fiecare fond. La vânătoare, copoiul trebuie folosit, că fără el nu se poate. Nu cred că să afecteze asta. Deci cine iubește copoiul ardelenesc, oricum îl crește. Viitorul acestei rase este destul de incert, vorbim la modul general. Pentru că suprafețele de vânătoare se restrâng, se fărâmițează și fiind tot mai mici, sunt prea ușor de străbătut sau de parcurs pentru un copoi ardelenesc care este un câine cu o chetă largă, care alargă foarte mult, care este deosebit de rezistent. Asta la modul general. Însă, în particular, acest câine este un câine care efectiv creează dependență, după cum am văzut și la ceilalți prieteni ai mei crescători de copoi ardelenesc. Se întâmplă ceva când îl ai, îți intră în sânge, în suflet, sub piele și toți cei care au până, care cresc acum copoi ardelenesc, nu cred că vor fi în stare să renunțe vreodată la această minunată rasă. Vor crește în continuare, încercând să-l selecteze, să-l fac, să-l mențină, să-i mențină rasa cât mai pură și fără a o metisa, cum se întâmplă, din păcate, destul de des. Din păcate, va fi un sfârșit dezastros dacă nu se iau inițiative, nu se încurajează crescătorii de copoi. Ar trebui stimulați filialele cu fel și fel de motive să se reducă din cotizație, pentru că distrează toți vânătorii un câine. Fără un câine nici spectacolul nu-i ca atare. Ajutați cu hrană, reducerea zilelor de muncă care trebuie prestate la construcții în teren. Și sunt alte modalități care se poate să stimuleze vânătorii tineri care vor să dețină câini copoi, să li se ofere o autorizație de căprior care ține un câine 2-3 ani și câinele să și practice vânătoare, nu să-l țină numai în lesă. Păi ce să fie? Să micșorează numărul de copoi. De copoi. Azi nu mai țin el, la mâine nu mai țin el, la urmă să termine cu el. Măcar e păcat, că ajunge cu el iară că o să fie interzis să se mai vâneze.
copori. Dat fiind faptul că am schimbat predilecția copoiului pentru vânatul iepure, vulpe, și l-am dus pe direcția Mistrețului, trebuie să ținem seama de faptul că arealul Mistrețului este mult mai larg decât arealul unui iepure sau unei vulpi. Tenacitatea copoiului îl face să-l urmărească Mistrețul pe distanțele pe care el se duce. Din acest motiv, s-ar putea să depășească limitele unui fond de vânătoare și să treacă în alt fond de vânătoare. Depinde de gestionar, de felul cum își gândește el gestionarea fondului, de felul în care își organizează goanele, de felul în care își asigură o zonă de refugiu în care vânatul, chiar dacă îi urmărit de câine și ajunge în zona de refugiu pe care el o știe sigură, de acolo nu mai pleacă. Asta poate deveni o problemă, dar cu toate acestea spun și aici, repet, după mine depinde totul de persoane, depinde de gazdă, depinde de vânători. Rasa aceasta eu zic că va avea viitor și în continuare și folosit sub forma, cum să spun eu, cu grijă și cu atenție. Fondurile, din fericire, la noi încă au o suprafață destul de mare. Nu trebuie să ne facem o problemă din asta, pentru că sper că mai mult de atât să nu se fărâmițeze. Deci, din ce cunosc, istoria acestei rase este că e formată la noi, în România. Pe meleagurile noastre, de aceea și se numește copoi ardelenesc. Deci, din tipuri mai era și varietăți pe culoarea galbenă, care este astăzi tot mai rară în zona noastră, și era pe tricolor atunci, cu alb, galben și negru. Acum, varietatea care domină, predomină această rasă, este cea pe negru. Cel mai mult, mai găsim și ceva roșu, la câte un cui mai scoate, un cui doi, dar în rest, rasa pe negru. Această rasă de câini s-a creat aici, în Transilvania, după cum spune și numele, aici, în Ardeal. Cum s-a creat, e greu de spus, dar de-a lungul timpului eu sunt convins că din toate celelalte rase de copoi, el făcând parte din marea familie a copoiului european, copoi care au ajuns în Ardeal au fost selectați din un pereche, câinii care răspundeau cel mai bine nevoilor vânătorului transilvan. Un câine care să fie în stare să străbată suprafețe foarte lungi, un câine care să facă față terenilor deosebit de grele, să se lupte cu zăpada, să se lupte cu mistrețul sau ursul. Cred că așa s-a format rasa de copoi ardelenesc, ca un răspuns la toate nevoile vânătorului transilvan. Copoii ardelenesc s-au format în Transilvania, pe vremea Austro-Ungariei. Nu știu exact în ce condiții, dar atunci, variantă roșcată, aceeași talie, erau mai scurți în picioare puțin. Dar în timp s-au ameliorat trasa, s-au făcut mai înalți prin încrucișări, s-au făcut mai înalți. Aceeași treabă făceau așa. Probabil am avut o cățelușă, de la care am avut un cuib. Doi dintre ei i-am păstrat, care amândoi mergeau. Aceeași treabă fac. Parcă puțin nu mergeau așa departe. Erau înainte, erau alte
tot copoi era cu, da, așa la format și ăsta, nu mai erau cu alb, cu negru, cu galbin, erau și galbin dintre ei, dar așa la format tot, tot copoi erau, dar numai mai aduceau alte, cred că combinați ei între ei. Ionel Pop face cea mai frumoasă caracterizare a ardeleneștilor de odinioară, cum le spune el. Și ne spune că erau galbeni, roșcați, fără altă nuanțare, cu guleral ca zăpada, cu jareturile albe și cu vârful coze alb. Și era un câine folosit în exclusivitate pentru iepure și vulpe, la vânătoare de iepure și vulpe. Ulterior, au apărut și câini, și avea o talie mijlocie până la un 50 de centimetri, 45-50 de centimetri. Ulterior au apărut și varietatea neagră, pe care eu nu pot să o bănuiesc. Bănuiesc că prin metisarea galbenului cu alte varietăți de copoi au apărut și varianta Black Antendu cu picioarele mai lungi, din care, prin selecție, s-a obținut copoiul de astăzi. În scrieri, aici putem aminti chiar de prea în lumea animalelor. Acolo am văzut pictură, mai degrabă, mai mult grafică, despre copoiul ardelenesc. Bine, dar asta a fost recent. În același timp, putem merge înapoi până în vremea cerților sau... Așa, se vorbea de mai multe tipuri de copoi. Ceea ce, în schimb, până în zilele noastre au persistat și există încă, este și cea cu, nu știu, cărui fapt se datorează, faptul că poți scos din standard și dacă ne uităm, seamănă foarte mult cu copoiul din Baia Savei, cel cu picioarele scurte și galben. Dar dacă ne uităm bine, și la bulgari găsim copoi foarte asemănători și jur împrejur, acum nu se poate spune că e localizat exact la... Da, păi această rasă, din câte știm, s-a format în Ardeal, de unde poartă și numele. Acum, aici sigur că s-o fi întâlnit cu mai multe rase de copoi din țările vecine și din toată vestea asta au rămas copoi ardelenesc. Deci recomandările mele ca și copoi, crescători de copoi. Deci, lăsați rasa pură cu mâini, nu amestecați cu alte rase, că zice, dacă amestecăm cu tare rasă, cu tare, nu dau exemple acum, că o să devină mai agresiv, că o să vină. Deci copoiul ardelenesc, lăsați-l original cum îi creșteți numai copoi originali din rase, de la crescători, faceți munte între numai rasă care știți că e autentică și cu timp o să vă dați seama că originalul tot original rămâne. Istoria acestui câine este și veche și modernă. Dacă cea veche poate merge în spate până, știu eu, chiar cu secole, cea modernă începe din anul 1966, când standardul lui a fost înregistrat la FCI. De-abia de atunci există un standard. De-abia de atunci, toți crescătorii de copoi ardelenesc au un model, un etalon pe care trebuie să-l urmeze, să fie cât mai aproape de ideal. El suferă încă transformări, din păcate. Poate mă repet, am mai zis. Se întâmplă numeroase metisări, avându-l pe el la bază, în dorința unor pseudo-crescători de a obține, nu știu ce vor să obține, câini care să aibă toate calitățile copilului ardelenesc, dar să nu mai fugă atât de mult, să nu mai meargă atât de departe. Sperăm că
odată și odată să se oprească toate astea și să înțeleagă toată lumea că această rasă trebuie păstrată în continuare așa cum este ea. Suferă, din păcate, înspre rău, nu înspre bine. Având cheta foarte mare, vânează foarte departe, constrându-l ca să nu meargă la distanțe mari, îl încrucișează cu câini cu picioare scurte, cu incapacitate de a alerga mult și atunci îi oprește din dinamică. Deci să-l țină mai aproape de vânat. Păi, mai suferă. Suferă, că dacă ar fi mai mult să ăsta în ea, cu ăsta să ai niște linii, să mai aduci încrucișări cu ăsta, ar fi să arăt. Apoi eu dacă îi ții tău eu numai și încă câțiva de aici, apoi nu poți să te tădui să încrucișezi să nu, dar așa dacă mi-are tot pe linia asta, dintre ăsta cât la mine, dintre ăsta, nu le mi-are chiar așa. Mai trebuie schimba sângele. Păi, să te transformă, să tot corcește cu tot felul de rase, copoi, tot felul de rase de copoi. În mod sigur suferă transformări. Selecția copoilor ardenesc are două linii diferite. Una a caracterilor morfologice arbitrate în expozițiile chinologice și una a aptitudinilor de vânătoare. Cele două nu prea pot fi separate dacă vrem să avem un copoi cu adevărat copoi. Nu putem să facem abstracție de faptul că îl ținem doar pe cel care arată foarte bine, dar nu are calități de vânătoare. Deci eu zic că copoiul ardelenesc ar trebui în final să fie arbitrat la clasa muncă. Să pornească de la pui junior, dar la clasă deschisă să nu stea prea mult, să treacă la clasa muncă. Deci obligatoriu să aibă și un concurs de aptitudine. Da. Da, putem spune că da. Aici putem și în perechiari care n-ar de dorit pentru că să facem mai arătos, să facem mai... Aici, dacă ne uităm bine, din păcate există și la care putem zări caractere a unor alte rase. Aici chiar Doberman, chiar Rottweiler, chiar Vizsla Maghiară, chiar copoi slovac, chiar multe altele, ceea ce nu este de dorit. Suferă. Dacă ne uităm în același timp, și stă bine, că totuși au rămas câte ceva, am pomenit și de Brem, și am pomenit de câteva poze sau desene din cărți, grafici din cărți, efectiv poze de acum de 100 de ani, și putem să comparăm. Și asta e bine că avem cu ce compara. Transformării încă mai sunt transformări în cadrul acestei rase. Chiar unul dintre domnii arbitrii spunea odată că se caută copoiul nou, dar care încă nu s-a declarat. Deci, pentru noi crescătorii de copoi am dorit să avem un club numai cu crescătorii de copoi, să putem organiza concursuri atât de frumusețe, că și pentru probele de lucru, atât la țar, pe urmă de sânge, să încercăm să atragem oamenii cu copoi atât frumoși cât și cu genele cele mai bune, adică frumusețe, miros, inteligență, tot, să încercăm să formăm copoiul nostru curat cum a fost pe timpuri. Să putem organiza cât mai multe concursuri, că prin organizarea acestor concursuri o să ne adunăm cât mai mulți, o să ne cunoaștem cât mai mulți și astfel copoiul ardelenesc o să... Asta înseamnă să facem un club, să ne adunăm toți împreună, să vedem să rasa să nu dispară. Din contră, să ajungă și rasa noastră, cum sunt alte rase renumite, nu că ar fi mai prejos ca altele, dar trebuie să ne facem și noi consacrați cu rasa noastră. Dacă vorbim de cea mai arzătoare dorință a vânătorilor și crescătorilor de copoi ardelenesc din România,
cred că este realizarea unui vis, clubul de cupoi ardelenesc. Pentru că în momentul în care am avea un club de cupoi ardelenesc afiliat la ACHR și cu ajutorul AJVPS-ului, cred că am putea organiza și noi acele examene de muncă, acele probe de muncă, examene de, nu de capacitate, cum să zic, de lucru în care să putem vedea caracterul unui câine de vânătoare. Sunt foarte utile concursurile, așa zis, de frumusețe, la care încercăm să participăm un număr tot mai numeros, să ne facem prezenți, să ne facem văzuți. Și chiar am avut rezultate frumoase, inclusiv la campionatul mondial din 2013 de la Budapesta, inclusiv la campionatul european din 2012 de la București. Însă cel mai mult ne dorim probele de muncă. Oricât ar fi de frumos un copoi ardelenesc, rostul lui este altul, este vânătoarea. Și dacă nu putem selecta, dacă nu putem alege câinii cu aptitudinile cele mai bune pentru exemplarele care sunt înzestrate în mod deosebit pentru vânătoare, pentru următoarele monte, nu am rezolvat nimic. Aceste probe, aceste examene se desfășoară în țările învecinate, începând din Ungaria până la Germania, care se știe că este o putere kinologică, și ne-am dorit să le putem urma și noi exemplu. Dorința vânătorilor și mai ales a crescătorilor de copoi din România ar fi crearea de condiții de a crește copoi, de a-i antrena. Sunt țarcuri care, unde te poți duce la antrenament, se pot forma mistreți semi-sălbatici, de mici, ca să se inițieze cu munca ce o va depune. Eu am zis că ar fi bine să cumva să facem un club acolo, toți bine ne adunăm acolo și apoi care să facem o selecție dintre ei, bă. Acum fiecare să știe, bă, ăsta e câine bun, că fiecare vânător și la numai vânător, din fiecare grup, știu eu, să știe, bă, ăla are câini așa, și ăla care îți bun. Și atunci ai putea să selectezi, așa, îi crucișezi și atunci știi că scoți exact o linie ca lumea, da? Altfel, până la urmă o să se destrame pe cei. Să fie într-o să se înscrie toți într-o asociație și să crească cât mai mulți copoi. Cât mai mulți vânători să folosească la vânătoare câinele copoi. Cea arzătoare dorință ar fi să-și poată folosi câinele la vânătoare, să-l selecteze și să obțină ceea ce ei își doresc. Un câine cu o bătaie nu foarte lungă, în condițiile fărămițării terenurilor și așa, un câine un pic mai docil decât au fost copoiul înainte și în același timp un câine cu caractere de rasă care să nu fie rușine când ieși cu el pe stradă sau într-o expoziție națională sau internațională. Eu cred că este foarte important să fie oarecare monitorizare, să ai o viziune asupra a ceea ce există. Să poți aduna, și asta din fericire deja putem spune că oarecare măsură s-a și întâmplat, ca câinii să fie și probe de frumusețe, dar pe lângă astea să fie și așa numite concurse de vânătoare, de muncă. Și pentru că din start putem spune că nu este aceeași țarcul cu pădurea, dar totuși se pot trage oarecare concluzii. Și
perpetuarea unei specii nu se poate face numai prin oarecare control genetic și unde nu trebuie să uităm că copoiul este un principal și în principiu un câine de lucru. Deci pe lângă frumusețe să vedem și aptitudinile. Înființarea de cluburi a copoiului ardelenesc, organizate expoziții de frumusețe, expoziții cu probe de lucru.